Potrivit sondajului, Adrian Tudor, în prezent consilier municipal și președinte al Partidului Verde Gorj, ar urma să primească peste 17% dintre voturi dacă ar candida pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. În septembrie noi am realizat ultimul sondaj de opinie. Noi pe ăla l-avem de bază, unde aveam 15% eu intenție de vot pentru primărie. Nu mă miră că acum, da, am reușit să aducem către noi din ce reiese acolo 17%. Mă miră încă scorul lui Romanescu, pentru că dacă oprim acum 10 oameni pe stradă, poate dacă îi nimerim vreun verișor de la Rugi, că suntem lângă piață, să zică că îl votează. În rest, cazul Romanescu este închis pentru Târgu Jiu. Intenția de vot pentru ziua de duminică nu e atât de importantă cât e important ce își doresc târgujenii și ce trebuie să discuți cu ei și cum să faci un program pentru următorii 4 ani. Lucrurile acolo stau. Primarul Marcel Romanescu nu are încredere în acest sondaj și îl ironizează pe Adrian Tudor. Este clar că sondajul lui Tudor nu putea să-l dea decât pe Tudor. Da? E de la sine înțeles. Acum râdem, glumim. Dacă vreți și mai puteți aștepta 2 minute, vă dau un sondaj acum făcut. Da? Adică îl fac acum, exact cum sigur l-a făcut și domnul Tudor. A făcut în 10 minute, a trecut procentele acolo și din momentul le-a furnizat mass media. Sondajul este al domnului Tudor și asta demonstrând, se poate demonstra din două puncte de vedere. Pe de o parte, că domnul Tudor, care nu există oricum în municipiu, are rezultatul pe care îl are, dar și Partidul Verde. Cred că dacă mergeți pe stradă și întrebați 100 de cetățeni de Partidul Verde, nu, 2 dintre ei nu se știe despre ce-i vorba. Ca să te treci cu un procent mare la Partidul Verde sau ecologist, oricum sunt așa, o combinație, ecologiști, verde, mediu, da, pomi, fructe, da. Haideți să fim serioși. Prin acest sondaj să-i determine pe cei din PNL și încă mai sunt acolo suficient de mulți guguștuci, da? Ca să-l pună candidatul PNL-ului. Să mă ierte Dumnezeu. Nu o să spun care e cea mai urâtă familie în municipiul Târgu Jiu, dar sigur, a doua familie în acest clasament, pentru că prima este detașată, e altă familie, dar a doua familie în Târgu Jiu, cea mai urâtă, este familia Tudor. Deci procentul ăla de acolo, nici dacă îl lua de pe crucile din cimitir, nu ieșeau atât de bine acel rezultat. Adrian Tudor îl contrazice pe Romanescu și spune că sondajul a fost realizat chiar de PSD, partidul din partea căruia va candida Marcel Romanescu la primăria Târgu Jiu. Nu avem nicio legătură noi cu acest sondaj de opinie, dar asta cu crucile din cimitir, am citit că face primăria acum un recensământ la cimitir. E an electoral. Asta e o știre și e o realitate. El face prin cimitir numără crucile. Ce sondaj? PSD-ul face lunar sondaje la nivel național. E posibil să fie o chestie făcută la nivel național, aplicat pe județ. Asta toată lumea știe că îi fac și își măsoară, că au bani. Au bani să facă asta. Conform unor surse citate de presa locală, sondajul ar fi fost realizat de Partidul Social Democrat, fiind chestionate peste 1000 de persoane. În sondaj, Marcel Romanescu are 22,3%, iar Adrian Tudor are încrederea 17,1% dintre cetățeni.